Secrete de familie, episodul 48. Rezumat, Ilgaz le trimite lui Pars și lui Eren e-mailul pe care l-a primit ca să cerceteze în secret cine l-a trimis și dacă este adevărat că Parla l-a ucis pe Serdar. Nu îi spune lui Ceylin nimic până nu este sigur, pentru că nu bănuiește că ea știe. Cinar află că Ozgur a filmat totul și o anunță pe Ceylin că Ecta are dovada că Parla l-a ucis pe Serdar, imediat după ce se întoarce din Capadocia. Ceylin merge să-l întrebe pe Ecta ce vrea în schimbul tăcerii lui. Ecta îi trimite filmarea lui Ilgaz, iar Ceylin îl scutură puțin și îl lovește. După aceea el depune plângere împotriva ei. Ceylin merge apoi la Cinar să facă rost de un pașaport pentru Parla. Între timp, Ilgaz vede filmarea și o caută să-i spună. El nu se aștepta ca ea să știe și este dezamăgit că nu s-a schimbat și că l-a mințit din nou. Ea îl imploră să nu o predea pe Parla, dar el refuză să-și trădeze slujba. Atunci Ceylin îi promite că o predă ea, dar îl roagă să-i dea o zi la dispoziție ca să-și pregătească familia. Ceylin se duce apoi acasă și spune familiei ce se petrece și imediat o duc pe Parla la aeroport. Când Ilgaz se gândește mai bine, își dă seama ce vrea să facă și își anunță colegii și le prinde în aeroport.